primar, în conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 46 din 24 la 12 la 2009, vă invităm să participați la lucrări ședințe ordinare Consiliul Local Comunal, ce va avea loc în data de 30 decembrie, la 19 orele 15, la sediul primăriei comunei Sărbători, sala de Consiliu. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiect de hotărâri privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020. Inițiator, primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate al biroului contabilitate financiară venituri și este transmis comisiilor de specialitate numărul 1, 2 și 3. 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare și a regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și non-casnici. Inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate biroul controlare financiar, venituri și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. 3. Proiect de hotărâri privind aprobarea debitului aferent obiectivului de investiții amenajare, grup sanitar și programul Sărbători, modificat ca urmare a emiterii de dispoziții de șantier. Inițiator primarul comunei. La fel, proiect însoțit de raportul de specialitate al compartimentului urbanist și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului aferent obiectivului de investiții, amenajare, grup sanitar, școala gimnazială Berșești, Comuna Sărbători, modificat ca urmare a emiterii de dispoziții de șantier, inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate a compartimentului urbanist și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. 5. Proiect de hotărâre privitarea în administrare a terenului neproductiv aflat în proprietate privată al comunei Sărbători, județul Bacău, denumit popular Vechea Balastieră, către serviciu public drumuri comunale în vederea utilizării prundișului existent la repararea și întreținerea drumurilor comunale. Inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raport de specialitate a compartimentului urbanist și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediu de odihnă restant aferent anilor 2017, 2018 și 2019 de către persoane cu funcții de demnitate publică în conducerea primăriei comunei Sărbători în cursul anului 2020. Inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate al secretarului general al comunei și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat. Inițiator primarul comunii însoțit, proiect însoțit de raportul de specialitate a compartimentului asistență socială și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. 9. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență al comunei Sărbători. Inițiator primarul comunii, proiect însoțit de raportul de specialitate referantului de probleme de SBSU și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2020-2021. Inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate al viceprimarului și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. 11. Alocarea 800 de lei de la Biserica Berșești către Biserica Bârțulești. 12. Alocarea a 3.000 de lei, sumă care va fi plătită în 2020 pentru mormântarea lui Cerbul Constantin. Dacă suntem de acord cu ordinea de zi. Dar înainte de a trece la punctul 1,
procesul verbal de la ședința anterioară, dacă sunteți de acord. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxe locale pentru anul 2020. Inițiator primarul comunei și proiect însoțit de la rolul de specialitate a biroului contabilitate financiară, venituri și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. Dacă sunt de acord cu punctul 1. Da, nu, de acum, când am terminat. Da, noi am întocmit această bună ziua și bine ați venit. Noi am întocmit această ordine de zi, acum vreo 3-4 săptămâni, cu domnul secretar, printre care primul punct a fost proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxelor locale pentru 2020. Domnul secretar a venit la mine și m-a întrebat dacă taxele și impozitele locale vor rămâne la nivelul 2019. Eu am spus că vor rămâne la același nivel, nu se vor scumpi, vor rămâne la același nivel, numai că domnul secretar, chiar astăzi, înainte de a începe ședința și erau 3-4 consilieri, avem pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice o notă care mi se precizează pentru indexarea impozitelor și taxe locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 4,6% conform comunicatului de presă numărul 17 din 2019 al Institutului Național de Statistică. Adică dorința mea, domnul secretar, și chiar și dorința dumneavoastră a fost depăstrarea celor taxe și impozite la nivelul 2019, dar anumite reglementări ale legislației precizează că indexarea impozitelor și taxe va fi făcută, se va utiliza rata inflației de 4,6%. Da, dator. Deci asta e minimul. 4,6 minimul și... E minimul, poți te duci până la 5%. Asta e bine compotent pe minimul. Nu se pune un leu, dar este 4,6. Nu se pune. Deci asta. 4,6, nimic altceva. Deci rata de inflație, nu te obligă legea. Da, eu sunt sigur că și dumneavoastră m-a sunut să se mărească, pentru că, cum știți cum este, cetățeanul nu o să dea doar în primar, o să dea și în Consiliul Local. Vai, Consiliul Local și primarul ne-a ridicat taxele și impozite. Dar sunt reglementările a legislației și nu avem ceva. Adică chiar și dumneavoastră vă plăti acei 4,6% pe 100% de legislație. Ca și ce trebuie să poți. Nu, nimic. Indexul de inflație trebuie să plătești. Asta e. Da, vedeți, asta totul e la bani. Oamenii... Dacă nu-l aprobăm noi pe minim, mi se impune pe altă... Nu, vine curtea de conflict. Și după aceea nu mai ia pe minim. Da, vine curtea de conflict. Și s-ar putea că acea era obligatoriu și acea diferență care rezultă dintre încasările prognozate și încasările pe minus 4,6%, adică ceea ce ar fi trebuit minus ce ați încasat, să fie creată, să fi fost creat, s-a creat un prejudiciu, iar plata acestui prejudiciu să fie în atribuție Consiliului Local, adică persoanele care nu au aprobat creșterea impozitelor și taxelor utilizând rata inflației de 4,6%. Dacă sunteți de acord. Să cunoaștere. Sincer să fiu, e o situație grea, că n-aș fi bun. Noi spunem al 4,6, dar trecem la punctul. Punctul 2. Este de o devină. Proiect de hotărâre privind aprobarea grantului speciale de salubrizare a regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici și non-casnici. Inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate al biroului contabilitate financiară, venituri și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. Declarațiile politice la diverse. La urmă. Că nu, acolo chiar vedeți să vă spuneți că e declarație politică. Aici, dacă te-ai comunicat mingea la fără, eu nu cred că inflația este de 4,6%.
este puțin cam pompoasă, cam ridicată, nu este 4,6. Este un compus numai 4,6. Este mult mai aici, pentru că la un moment dat s-a introdus o inflație de oameni coeficient și altă inflație pe alt coeficient. În fine, dar vorba cu domnul Marian, la sfârșit. La urmă, la diverse. Privind aprobarea contului taxe de speciale de salubrizare. O rămâne aceeași taxă, care a fost anul trecut, nu se modifică taxa pe salubrizare și așa este o taxă foarte mare, dar aici, aici, acea 6 lei cât este. Da, aici știu despre ce este vorba. Deci aceeași taxă, numai că a intervenit la fondul de mediu, încă 50 de lei pe tonă pentru cei care nu cantitatea cu 40%. Și aici, pentru noi, ca și persoane casnice, era ok că plătim la aceeași taxă, urmările era la societăți, că ar fi depășit un anumit tonaj, nu au făcut noi selectiv și atunci ar fi trebuit ca noi cetățeni în comuna să noi să plătească pentru societăți. Poate că sumele sunt mici, dar în momentul când primarea plătește pentru celelalte societăți, e o sumă mare, adică... Se adună. Chiar da, aici la punctul ăsta am o întrebare. V-aș fi vrut să știu cam cât cu noi s-a colectat anul ăsta. În comparație cu colectarea de anul trecut, dacă s-a redus? S-a redus. Anul trecut știu că a fost 550 de tone. Pe o prognoză, cred că tot atât 550 de tone, 500. Dar spun că s-a redus. De ce? Pentru că societății erau un plus față de tonă. 550. Deci, practic, s-a redus cantitatea de noi pe societăți. Deci, cantitatea care se colecta de la societăți a scăzut. Ca și idei cât am plătit, am plătit, am colectat chiar astăzi, verificam cu doamna Lidia Onea, am adunat la bugetul local exact cât am prognozat la început. Noi am prognozat pe un deficit 3.400.000. Precizam că o să colectăm 3.400.000. Am colectat până acum 3.050.000, primăria nu a plătit 12.000 de lei, 12.500.000, hai spune, nu 17, punem 20, 320. Asta înseamnă că mai avem un debit de 20.000 de lei, 30.000 de lei, de la societățile care și dumneavoastră au redus cantitatea de gunoi. Și mă refer aici la verificarea numărul naționale, unde au un bet de 280, 70, 70, de 140, debituri, diferența este de la numărul național, cu societății de pe raza comune Sădoia. Dar, cum știți, noi am mutat o subvenție de la bugetul local de 65.000 de lei, sumă care trebuia restituită. Nu știu dacă o să putem restitui toată suma, dar, să zicem, jumătate să o putem restitui înapoi către bugetul local. De la fapt, legii... În casările suplimentare, în casările suplimentare, trebuie să rezulte în casările suplimentare. Avem ceva casări suplimentare, să zicem, de 30.000 de lei, dar nu toată suma de 65.000 de lei. Dar, în fața curții de conturi, tu trebuie să arăți disponibilitatea cât te-ai dus înapoi în sursa aia, cu diferența. Adică ai încercat să reîntregești creditele bugetare cu suma subvenționată. Aici e ok. Cu aia 50 de lei, diferența dintre cantitatea efectiv predată și cantitatea reglementată de OG 196/2050. Adică societățile și chiar și persoane trebuie să diminueze cantitatea de gunoi selectivă cu 35, 40, 45, 600. Și există o formulă de calcul, domnul secretar, ca să o facă ca o noțiune generală, am spus, diferența dintre cantitate și cantitatea colectată. Adică, la sfârșit, la începutul anului, vom lua fiecare societate, vom verifica câți angajați, vom verifica ce cantitate de gunoi a dus, cantitatea de gunoi dusă în plus față de cantitatea implementată, va fi taxată în plus cu 50 de lei pe tot, astfel încât acele sume să nu fie plătite de la bugetul local. Evident, acestor cantități va fi făcută pe baza unei solicitări către ADIS, unde se va transmite un tabel inițial cu cantitatea pe fiecare societate și pe primăria Sălui.
Păi nu știi că bună e drum, s-o trebuie. Iau, au, cum să au, pentru că când treci la tine, te notează. Ba da, m-a cântat. Dar dacă dau și pe persoană fizică și pe fiecare. Păi n-am două povere. De ce nu aduce povere? Separat de fiecare? Păi eu, te bagă și dacă aveți. Păi dacă nu dau nimic, nici o povere. Banii ia. Așa, dar bă, povere nu dau măcar una. Da, mic, cam la mic. Nu era ca să nu s-o dat la vreme. Nu, dar nu contează. Mi se povede la prezentat și un alt. E măcar pe un mic. Da, fie. Răspunsul corect la Damia Ioan. Eu în 2010 nu eram consilier local. Și dumneavoastră și dumneavoastră erați consilier local. În studiul de oportunitate care a fost scos la licitație, se prevedea anumite bobere pentru persoane casnice. Nu se prevedea pentru persoane non casnice. Da. Adică este de la sine înțeles că acele bobere nu pot să se vedea adesul, atât timp că nu sunt subvenționate nici de la Constituția, nu pot fi subvenționate nici de la primărie, nici prin fonduri europene. Adică este clar. Adică eu dacă aș vine acum în ședință și spune, domnule, subvenționarea un tombeloane, 100 de tombeloane către societății, un valoare de 60.000 de lei, inițiază dumneavoastră un proiect să vedem cine aprobă, că nu o să aprobă nimeni. Dacă eu inițiez și dumneavoastră îl aprobați, când vine curtea de cont, se îndreaptă împotriva dumneavoastră. Adică trebuie respectată legislația vigoare și reglementările care au la baza acestei legislații. Eu îmi pare rău, că e adevărat că plătiți foarte mulți bani și e adevărat și ar fi trebuit să vină în ajutorul dumneavoastră. Dar dacă nu vin eu, ce să fac? Eu... Da. Totuși, acum, la sfârșit de an, ar fi fost frumos să fie afișat cantitatea de gunoi colectată, încasările efectuate, plățile care s-au făcut, tot transparență, așa pentru public, să știe ce a făcut. Vorbim, acum să dăm în data de 30, nu putem face o evidență, o dată de seamă, în data 30. O vom face pentru viitor, am spus. Pe data de 5, 6, 7, ca, astfel încât la finanțe, când se vor depune data la de seamă, fiecare cetățean va vedea, s-a încăsat, vă spun, s-a încăsat 3.000 de 50 milioane. Chiar astăzi am verificat. Am plătit 270, mai trebuie 5, 285. Mai avem încasat 12.000 de la primărie. Adică și cantitatea de gunoi colectată. Adică e o evidență, dar evidența asta nu poate fi transmisă decât cei de la Lompex. Sau de către adresă. Noi vom face adresă și către adresă și către Lompex. Dar mai am zis și oameni cetroare și mulți ideea este următoare, pentru că interesul societății Lompex nu este să colecteze numai gunoi. Dacă colectează balastru, e ok, că ei sunt plătiți ca tonaj. Da, e o discuție, care mai am discuție. Nu, dar ai fost băieții pe poliția care o caută. Mereu, dar acum oamenii mai văd. Nici ce proiect nu mai văd. Păi de ce nu s-a mai dus? Pentru că vedeți la societăția, independent de situație. Cetățeanul se învață și vreau să spun. Ce te învață? Nu s-a mai dus, dar 3 zile de marță au fost aproape, într-o zi de marță a fost aceeași cantitate. Întâmplător aceeași cantitate. Aceeași cantitate care a fost dusă cu o săptămână înainte. Următoarea săptămână a fost cu 50 de chile sau 100 de chile mai mult. Adică cetățeanul știe acum cât trebuie să dea. Doar dacă exagerează cineva, să zicem că a avut un eveniment ceva. Și ar trebui să ne pregătim ușor-ușor pentru colectarea diferențială. Atunci vom plăti și mai puțin. Eu, sincer să fiu, sunt de acord cu această colectare selectivă, dar este foarte greu aici. Și fiecare ședință a fost reticent. Zic că e corect, e bine, dar nu a fost niciodată nicio țară străină, a fost pentru prima dată acum în Belgia și am văzut cum sunt la ei. Mm. E o mizerie nedescris, dar numai că ei au fost puțin mai isteți decât orice stat european. Ei nu au făcut o groapă de gunoi cum a făcut noi, o groapă de gunoi care o construiau africani în perioada celor două războaie. Belgienii au întocmit un proiect pe o centrală, pe vârful muntelui, unde se duc gunoaie, menajere amestecate și produc cele mușă pentru ciment, curent, terific. Și ei își permit acum la pe toate străzile din Bruxelles să cureți cu gunoi, să cureți tombeloane. Vine mașina, ia zara și duce sus în munte. Adică noi până ajungem la nivelul ăla... Da. Da. Chiar dacă atunci trebuie să facem și noi pași, pentru colectarea asta diferențiată nu ar fi... Este foarte că dacă nici în centrul București nu se face colectarea. E adevărat, dar nici în centrul București nu se face colectarea selectivă.
Și totuși la zi... București n-are cum, e capitală, e lume, circulație, aglomerație, întotdeauna începe la asta. La tine s-a făcut pe zona aia sus, și în vest, la stat, e mai curat ca în marele oraș, nu? E adevărat asta. La Zemeș vorbim de Comănești de Mănești, care el, Comănești e puțin înainte față de noi și față de groapa de gunoi de Mimosul. Sunt puțin înainte. Nu intrăm în amănunte, dar puțin la mine, nici știu mai bine zona Comănești. Unde am plăcut la groapa aia din Ankara, vă las de asta, vă spun. Da. Să supunem de acord punctul 2, dacă suntem de acord. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea deviziului de aferent obiectivului de investiții, amenajare, grup sanitar, școala numărul 1, Sanduleni, modificat ca urmare a emiterii de dispoziții de șantier. Inițiator, primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate al compartimentului urbanist și este transmis Comisul de Specialitate 1, 2 și 3. Vorbim de grupul sanitar de la Sandorien, unde putem aloca 200 de materiei, respectiv 2000 de arde. Licitația s-a făcut printr-o mod de publicitate, a câștigat licitația o firmă de la Iași, la cele beneficiarului. Repet încă o dată, adică la solicitarea mea, la cele a beneficiarului, am modificat grizia și faianța. Adică ei au venit la licitație cu o faianță de, nu mai rețin, 28 de lei, 30 de lei fără TVA și cu o gresie de 32 fără TVA. La solicitarea mea am fost la Deleman, am văzut niște gresii și faianță mai frumoasă. Și am făcut o adresă către proiectant să-mi modifice acea gresie, pentru că el am oferit la Deleman o gresie de 58 de lei, o faianță de 58 de lei, am găsit-o la 39. Cu reducere. Cu reducere. Imediat am făcut, am dat. Deci diferența la Sandorien este de 9.000 de lei. Rețineți, deci 9.000 de lei face, față de contractul inițial, eu pot să vă aduc, cine dorește să vă aduc devizele, doar pe diferența de gresie și faianță, dar în același timp, tot la solicitarea beneficiarului, pe proiectul inițial, aveam 1,50 m faianță. Pe ușa este 2,30 m. Nu mi-a plăcut, era puțin ca țigănie. Și m-am dus cu faianța până la 2,10 m, respectiv încă 50 de metri pătrați în plus. Deci, încă o dată, acei 9.000 de lei reprezintă 53 de metri pătrați de faianță în plus, de la 1,50 m la 2 metri și diferența din preț pe 170 de metri de la 29,30 la 39 de lei. Discuții? Să supărim la vot. Punctul 3. Cine este pentru? Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului aferent obiectiv de investiții, amenajare, grup sanitar, școala gimnazială Berșești, comuna Sandurești. Modificat ca urmare a emiterii de dispoziții de șantier, inițiator primarul comunei. Proiect însoțit de raportul de specialitate a compartimentului urbanist și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. Acea situație ca grupul sanitar Sandurești, numai că valoarea nu este de 9.000 de lei, este de 6.600 de lei, adică de 66 milioane și constă tot în diferența de preț între cantitatea ofertată de gresii faianță, care a fost de 32, 33 și până la 38 de lei, și cantitatea de 53 de metri pătrați, diferența de 1,50 m la 200. O să mă întrebați de ce ăsta e cu 9.000, ăla e cu 3.000. Se vede, adică pe Sărbăieni 9.000, aici 3.000, că până la urmă e același grup sanitar ăla de la... La Sandurien este mai mare, dar face o comparație cu cel de la Coman. Ar fi trebuit să fie similară, 9.000 și 6.000. La Coman am ajuns, acolo valoarea e mult mai mare. De ce? Depinde de societăți cum a venit de la licitație. Alta a venit cu 27 de lei pe faianță, Sorin Chipiel a venit cu 32. Depinde de diferențele de cum au venit de la licitație. Am explicat, am fost scoase de mai multe ori la licitație. Și de aici sunt diferențele de preț, de 3.000 de lei. Ar fi diferența de preț 3.000-9.000 de lei. Deci la Sandurien și la Verșești, la Sandurien 9.000, la Verșești 6.000. Cu toate că la Sandurien suprafața este puțin mai mare. Și atunci e diferența asta. Și
într-un referat de aprobare care l-am primit eu pe mail, sunt leniu 200 de mii lei. 200 am pus mai Coman mult. Și Verșești la 9.000. Am pus puțin mai mult, să avem indicatorii tehnici economici mult mai mari, dacă pe parcurs voi constata iar niște deficiențe ca să putem să plătim. Să nu mai vin încă o dată în Consiliul Local pentru prim interes să mai dau un pavă bani. Deci se constată, diferența de la 9.000 la 12.000 este 3.000. Dacă ne mai trebuie ceva de făcut, să nu mai vin încă o dată în ședință în Consiliul Local. Adică să rup pe proiectant, întocmește-mi iar proiectant. De exemplu, valoarea asta de 6.000 de lei sau 9.000 sau cât este, nu poți să o plătești dacă nu ai dispoziții de șantier, dacă nu ai liste de cantități întocmite de proiectant. Deci nu ai voie să plătești. Oricine vrea să, chiar vorbeam cu domnul Turpan, oricare cineva de dumneavoastră, voi să verificați toate dovezile, verificați-mi de mâna de mână, nu niciun document ascuns. Nimeni nu plătește un euro plus. Nimeni. Dar trebuie să-ți lași tot o relanță. Adică, de exemplu, dacă la începutul investiției, nu ar fi fost ok, dar să ridici niște indicatori de economici cu 10.000 de lei. Dar nu au neapărat obligat să cheltuie acești bani. Dar tu sunt vin mereu, cum zicea și doamna Enera Catan, bă, toată ziua bună ședința Consiliului Local. Lasă-o marș de lei, și noi avem acum marș, aia de 3.000 de lei. Dar în momentul când faci procesul verbal de recepție la terminalul în care, tu vezi că te-ai închis pe anumită sumă, deci nu. Eu așa de o problemă. Spune. Când s-a făcut proiectul cu devizul de lucrări și funcționare, la comandă a fost să lucrăm pentru aceste lucruri sănătate. Deci cine a comandat proiectul? Nu înțeleg că e comandă. Nu există noțiunea de comandă. Comandă înseamnă doar la armată. Nu înțeleg. La cinerea cui a făcut proiectul bă? Deci au venit sumele de bani odată cu proiectul. Exact aceeași întrebare. S-au făcut proiectul aici. Nu-i suma. Asta m-a întrebat cu proiectul. Nu, bani de material. Nu, dumneavoastră ați făcut proiectul. După. Dumneavoastră ați făcut proiectul. Da. Și atunci, de ce nu v-ați gândit ca să faceți proiectul în așa fel, încât după ce lucrarea este comandată, este achiziționată, e dat un dispoziții de șantier și cei să nu mai venim mereu cu modificări. Dar nu te spăra, nu e așa înspărit, în mod cronologic. Păi nu, domnul primar. Nu, iar înțeles ce spune asta. Înțeles, dar nu dați răspunsul pe care vă cer eu. Ba da, deci lucrarea nu a fost achiziționată. Eu aș vrea. E greșit cum spun mă ta. E greșit. Dar eu vă spun că e contractată lucrarea. Deci, nu. Deci noi venim acum cu modificări la proiect. Haideți atunci să vă explic, da? În primul rând nu pot să... Deci vreau să-ți explic niște lucruri. Măcar să spui că ea a fost achiziționată. Deci nu poți să achiziționezi o lucrare fără să ai autorizație construcție. Cel care o contractat-o, el a făcut o achiziție. O achiziție din lucrări. Deci nu poți să faci o achiziție din lucrări dacă nu ai un proiect și autorizație. Vorbim după... Păi el ce mi-a spus? Dumneavoastră ați făcut proiectul, domn primar. Păi ce să fac? Primăria, nu eu. Dar la comanda cui? Dar n-ai la comanda cui? Dar nu-i voia de comanda și nu suntem în armată, nu-i nimic. Ceea ce vreau eu să scot în evidență este faptul că ar trebui să evităm modificările astea. Păi n-ai cum să evit 6.000 de lei. Dar n-ai cum să evit 6.000 de lei oameni. Prea multe s-au făcut, numai la... 6.000 de lei. Numai la... Dar nu s-a făcut nimic. S-a modificat manopera în 2000. Singurul modificare s-au făcut pe manopera în 2000, în februarie 2019. Unde, dar nu este adevărat. 6.000 de lei. Eu am solicitat modificarea gresii și faianței. Păi 6.000 de lei poți să nu modificăm. Păi am modificat. Dom'le, nu-mi place gresia și faianța asta. Pun o gresie și trebuie dovadă. Duceți-vă, vă rog, să vedeți grupul de sanitară de la Greșești, hotel de 5 stele. Da. Este extraordinar, nici hotelul de continental nu are cum să avem la aici. Adică pentru 6.000 de lei, pentru 9.000 de lei, eu nu pot să pun gresie, lapte și piper, care a venit la, cu 22 de lei la licitație, oameni buni. Pentru 6.000 de lei, adică vorbim lucruri diferite. Mai mult de atât.
Să le spun că m-a întrebat și neînghită și uite, stat tot dat așa de unii, 89 de mii. Eu 89 de mii. Am înțeles lucrul ăsta. A, era aici. Și 200 de mii. 200 de mii. Eu am luat legătura cu proiectantul Bălțătescu, care, tu ne fă un proiect pentru banii ăștia. Și Bălțătescu spune, 1.450.000 și 1.850.000. Și eu am scos la licitație. Știi cum vine la licitație? Au venit cu faianță de 23 de lei și cu 27 de lei grese. Eu nu pot să pun faianță de și albă de 23 de lei. Dar nici nu pot să impun lui să vină la licitație cu faianță de 50 de lei. Nu pot să impun. Acum că discutăm cu faianță, nu ați avea de dreptate, dar în dispoziția de șantier nu era vorba de gips carton care trebuie pus suplimentar. Nu este pus suplimentar. Dispoziții de șantier. Nu este pus, nu este suplimentar. Vedeți că, doamna... Nu este lucrurile sanitare. Sau ferestre nu le punem din PVC, le punem din... La aceeași valoare. Și ușile? La aceeași valoare. Nu știu, parcă era... Nu, aceeași valoare. Mai din motivul cu 300 de lei mai puțin. Verificăm 11. Deci ușile din afară nu ești în care din PVC. Sau la aceeași valoare? La aceeași valoare, să zicem. Nu mă, la aceeași valoare au venit. Că acum nu știu, că a fost asta mai scumpă, care mai... Eu nu știu cum e. Dar au venit la aceeași valoare. S-ar putea să fi fost mai ieftin, înapoi. Poate fi diferent, dar foarte mic. Ca idee, na, cât de vorba de grese, că au ofertat o grese și veneau cu ce vreau ei. Și hai să vă spun și la Ligips. Cel de la Coma și aia mi-a cerut banii pe licit. Care v-am altat hârtirea aia? Nu. Nu. Nu i s-a plătit niciun ban pus pe licit. Ce s-a constatat? El a licitat 170 de metri pătrați, dar pe valoarea de 54 de milioane. Asta înseamnă ce? Nu, pe valoarea de 70 de milioane. Asta înseamnă că o coală de licit nu este 70 de lei. Este 34 de lei, numai că s-a trecut greșit. Deci aceeași valoare. Deci dumneavoastră vedeți să verificați pe orice. Deci, atât să vă spun, nu vreau să credem cum este la scoțena. Veniți-vă rog și verificați orice hârtie, nu găsiți un... Nu, vreau că... Orice modificare de proiect, dar nu este modificare. Nu crede, domnul primar. Dar este foarte greu să vă spun o modificare de proiect. Este foarte greu să spui noțiunea de modificare de proiect. Nu există noțiunea de modificare de proiect. Noțiunea modificare de proiect... O evaluare necorespunzătoare. Nu există nici valoare necorespunzătoare. Dacă, conform legii 96, valoarea unui contract poate fi modificată până la o anumită valoare, până la 50%. În anumite situații, bineînțeles, 50% nu poate fi făcută decât pe baza unui expert tehnic care constată că ceva nu este bun. Exact cum am constatat noi acoperișul la Vecești. Unul ăla a zis că 5 nu mai intru în amănunte. Dar, pe OG 96, în momentul când, la ce le-am verificat, solicitat ceva, nu ai cum să nu ridici prețul de dar, exemplu, și aici, spre exemplu, la Egipt, dacă nu ar fi trecut 344 de metri și am vorbit cu domnul Bățătescu, era greșeală de proiectare. Pentru că eu am solicitat două rânduri de Egipt și în caietul de sarcini spune două rânduri de Egipt, iar în caietul, în lista de cartrez, pusese decât un singur rând de Egipt. Dacă valoare era dublă, ca și valoare. Deci, încă o dată, să... Noi nu avem așa. Să nu avem așa canalizare. Nu am făcut modificare din indicatorii tehnici economici decât pe manoperă. Atunci când salariul de la construcții în februarie 2019. Gădiniță. Nu am făcut modificare de proiect. Și cum să vă explic și modificare de proiect. Canalizare, gădiniță, nu am făcut decât pe manoperă. Alimentare cu apă, pe manoperă, drumul de la Vârșești, pe manoperă. Bazin. Montarea bazinului de la Vârșești, de la antenă, a ajuns, nu? E o modificare de proiect. Vedeți?
Deocamdată nici măcar nu am luat decizia, nu putem să spuneți modificarea de proiect. Și toate lucrurile astea, vedeți, este greșeala mea că vi le spun. Ceea ce v-am spus eu, v-am spus în ședința trecută. Și de asta vă folosiți. De ceea ce am spus eu, că mi-este teamă să fac modificare de amplasament, pentru că sunt sigur că n-ați citit legea 50. Eu vă spun niște amănunte de legea 50 și acum dumneavoastră încercați să le folosiți împotriva mea. Dar nu este problemă. Nu s-a de la problema cu care am rezultat. Am vorbit. Nu, dar nu era cazul. Nu era cazul. Eu atât m-am terminat. Să nu mai facem modificare. Haideți să nu mai facem cu focea cu Elena Gomone. Hai, te ofer. Hai să mai facem focea cu Elena Gomone. Să supunem la primul. Acum ne ca să ne încercăm acum la sfârșit. Tot în ultima mata la omul. Tot ce mi-ai spus n-ai fost corect. Să supunem la vot punctul 4. Dacă mi-ai fi spus ceva cu mine, sunt de acord cu mata. Atât timp cât eu nu ți-am modificat indicator și am modificat la punct de greșe cu aia, fie eu cu pertinențe. Deci era la mine indicator. Nu sunt o vină cu ceva pertinent. Nu-i nu spui pe registrații 50, dar spune ceva concret. Punctul 5. Cele mai alte explicații. Dar după toate, eu țin că dau pe toate dacă vrei. Dar nu le dau pe toate. Ce e, domnule, dar asta ești tu toată viața noastră amănânt. Punctul 5. Ești tu altceva. Proiect de hotărâri privind aprobarea devizului aferent obiectului de investiții, amenajare, sanitar, școală gimnazială, Coman, Comuna Sândulea. Modificat pe urmare în aceeași poveste. Da. Deci... Așa cum ești după aia, ce ca nu? Dacă sunteți de acord cu punctul 5, care e asemenea. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea terenului reproductiv aflat în proprietate privată a Comunei Sândulețul Subacot, denumită popular Vechea Balastieră, către serviciul public, drumul comunal, în vederea utilizării pruntișului existent la repararea și întreținerea drumurilor comunale. Inițiator primarul Comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate a compartimentului urbanist și este transmis Comisiei de Specialitate 1, 2 și 3. Vechea Balastieră a ieșirea din satul Tisa, noi când am avut putea de conduc, soara a precizat că nu avem voie să luăm balastru. E adevărat că nu avem voie să luăm balastru și eu le-am demonstrat dumneavoastră că am voie să iau de la Vechea Balastieră din zona dumneavoastră. Pentru anumite lucrări care trebuie făcute în Comuna Sândulea. Dar nu poate. Anul acesta s-a achiziționat lundiș, de la două societăți, de o societate Balvas și de la o societate de la Linț, cum zice. Nu. Mai avantajos a fost de la societatea de la Linț. Dacă sunteți de acord cu... Dar ceva discuții. Pe marginea punctului 6. Balastru. Serviciu public de drumuri comunale este o instituție? Ce este? Nu. Face parte din organigrama primăriei Sărbării. Cum se zice serviciu contabilitate? Serviciul public este serviciu teren. Serviciul public este nou serviciu prevăzut de lege, cum ar fi fost serviciu de salubrizare. Și el funcționează pe faza legii 501 și pe încă o lege de mașină. 166. Legea serviciului public. Alte discuții. Dacă sunteți de acord. Da. Poate că era bine ca să studiați și alte locuri de unde se pot instala resurse minerale, pentru că avem destul de terenuri aproape de apă care aparțin comunului și sunt în comunii, unde sunt de desubt este balastru de care dorim să luăm. Pentru că numai ceea ce este acolo în depozitul respectiv, nu e o cantitate destul de importantă care se poate satisface nevoile drumurilor noastre. Da, este adevărat. Acum să găsim zona, dar trebuie respectat o legislație, că nu ați voie aveți o poză aici. Da, domnul primar, e vorba de 50 de metri stânga, dreapta a albiei și poza față de ei. Da, dar nu e 50. Am avut o problemă în așa, nu ai voie să interdice. 50-50, vezi că atunci când eram cu plantațiile. Dacă identificăm acele zone, atât timp cât... Da, e la stația de sărătare, că vreți, mă, la strâmbătate. Acum nu știu cât este. Mai de, nu e la stația de sărătare. Jos la pisă.
Am un timp nu mai este acolo, că sunt vorbim multe de fapt. Ce nimic de la tot? Să spun la vot punctul 6. Ce e de acord? Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării funcției de ordine de stat la terenul anilor 2017-2018 și 2019 pentru persoanele cu funcții de demnitate publică în conducerea primăriei Comunei Sandurene în cursul anului 2020. Inițiator primarul Comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate al secretarului general al Comunei și este transmis Comisiei de Specialitate 1, 2 și 3. Da, pe data de 2, păi dacă ne-a de iau concediu și primă. Deci primar. Deci primar. Pe data de 2 și ia concediu de urmă. Pe urmă, o să ne iau. Deci, aici, când spune concediu de oameni ăștia de urmă, vă referiți la efectuarea efectivă a zilelor de concediu sau la maștru asta? Azilă, nu, azilă. 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 Ca perioadă ce se vorbește? 2017, 2018 2019. 2019. Pentru că, eu știu, există o legislație a muncii care reglementează dreptul angajatului, de orice fel de angajat. Deci trebuie să vedem noi o hotărâre. Conform ordonanței de urgență 80, pe 2005. Aprobarea consiliului local. Aprobarea se poate raporta. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiune sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat. Inițiator primarul comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate al compartimentului asistență socială și este transmis comisiilor de specialitate 1, 2 și 3. Mai la acest plan de acțiune, la spunea, dacă veniți cu alte noi propuneri, noi le introducem. Știu că în anii, în alții ani veneați cu alte propuneri, le introduceam, le introduceam în acele, în acel cadre propunerile dumneavoastră. Veniți cu propunerile și domnul secretar va face modificări de rigoare cu propunerile dumneavoastră. Discuții? Cred că ar trebui să axați de mult facilitatea acestor oamenii acestor beneficiari de întreținerea șanțurilor, a zonelor, mai ales acolo unde sunt oameni bătrâni sau unde nu sunt în loc propinți. Pentru că vara, în fiecare an, discutăm despre curățarea zonelor, a șanțurilor și tot deja le discutăm. Să le dați sector, la fiecare sector. Organizarea la fel și cu dezăpezirea la persoanele vârstnice care chiar nu pot, ar trebui desemnați direct, fiecare să aibă grijă cât e în funcție dacă, de care dacă sunt persoane care vor, așa voluntari. Deci voluntari. Păi tu voluntari, atunci ea trebuie să facă, atunci ea trebuie să facă. Dacă de exemplu, atunci ea nu există. Așa, noi voluntari, mai așa socială. La noi așa este însă.
fiecare persoană e pus ca... De exemplu, încă... De ce chiar regulament există? Da, de la început, doamne. Este, este. Dar nu am urmă, am avut zăpadă, am făcut probleme. Ei, am trecut, n-am fost la fiecare. Nici am trecut, n-am fost la fiecare. De mare zăpadă. Nu se poate că e ridicii. Nu s-a respectat. Avem oameni. A fost foarte greu și cu asistații sociale, să știți. Am avut de tăiat, lăchiția de pe lăchitiș. Am avut atâtea lemne de tăiat, la școală. Este foarte greu. Și totuși pitul nu s-a tăiat mai... S-a tăiat, s-a terminat. O parte mai mică, dar... Da, s-a tăiat, dar nu s-a tăiat. Dar noi și la mine s-a tăiat și acum așa. Exemplu, una dintre creștinalitatea primar avea de infectuat 27 de ori. Acum are de infectuat 8 ori. Vă dați seama că vine o zi și da. Asta ce avem noi faci? Nu, nu, sau vor că nu, că s-au decarăiat. Da. Nu știu, brava. Cum s-au putut ca boarele astea? Și boarele adică. Și odată când nu da, exact. De spune din asta. Da, mai diferit. Dacă îi trebuie că tot trebuie să fie din urmă din boarele sau ce? Nu, 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 dacă se dă școală, se dă cine la școală, de unde era, cine e de acolo, cu familie de acolo. E de acolo sau? Da, de acolo. Cine e de acolo cu Fontor? Cine e de acolo cu Fontor? Cine e de acolo cu Fontor? Punctul 9. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului voluntar pentru situații de urgență a Comunei Sântuleni, inițiator primarul Comunei, proiect însoțit de raportul de specialitate referentului pe probleme de SVSU și este transmis Comisiei de Specialitate. 1, 2 și 3. Deci, ce am zis că acum o lună, deci ați aprobat preorganizarea, s-a modificat legislația. Iar cei de la ISU nu sunt de acord cu reorganizarea. Deci, vrede de înființare, eu sunt înființare, cu toate că serviciul este înființat. Deci, aceeași chestie ca și data trecută, numai că acum ai trecut în timp, nu reorganizat. Și ce presupune? Ia ceea ce zice, ia ceea ce poate să cine de ce? Nu, bă, exact m-am făcut organigrama lor. Deci, haideți să-i completez. Acest serviciu, dacă până la data de 31 decembrie nu ființăm acest serviciu voluntar pentru situații de urgență. Păi văzut de noi implementarea legislației, nu putem angaja oameni pe serviciu voluntar de urgență. Adică, neangajarea oamenilor nu se poate efectua și mai mult de atât, conform legislației, fiecare unitate administrativă teritorială care este la o distanță de mai mare de 25 de km, trebuie să-și cumple de mașină de pompier. Ei, toate aceste lucruri nu ar fi putut face dacă nu înființam acest serviciu voluntar conform legilor individual, conform unui ordin, până la urmă, nu este da. Ordinul din 13 septembrie sau nu știu cât, din septembrie 2019. Adică necesitatea înființării acestui serviciu voluntar, chiar dacă este măria cu altă părere, este al serviciu pe altă legislație. Clar, acum va fi deci înființarea. Ca să pasă, putem să dezvoltăm. Alt serviciu. Da. Și să angajează oamenii. Da. Și da. Serviciu. Deci, în primul rând, ca să înființezi serviciu, obligativitatea unității este de a cumpăra o mașină de pompier, dar aici intervine sumele aferente pentru alocarea, cumpărarea acestei mașini, o mașină este peste 7 miliarde. Tu ca și comună nu ai primit 7 miliarde să cumpere o mașină de pompier. Adică vorbim totuși de comuna Sândoi, care, hai să zicem că până la urmă mai sistem din investiții și cumpărăm o mașină. Dar dacă vorbim de comune care sunt da, e proiect și ceva, nu se poate. Nu. Că totuși Sandulianu cred că este cel mai vitregic, că este cea mai departe de zonă și de mâine și de oameni. Noi suntem și mai aproape de oameni la final. Că Helegiul este la 5 de oameni necesită mașină. Că vine aia de oameni și noi fiind la o distanță mai mare de 20 de oameni. Deja jumătate de oră.
adică nu au luat o mare frază de educație, știi? Adică chiar dacă comuna este mai mică, cu buget mai mic, importanța ar fi mult mai mare. Da. Da. Semnea, da. Acum nu o foc, nimeni. Da, da, sunt de pe aceștia de pe care am luat. Deci, cu două săptămâni. Aproape. Da. Dacă sunteți de acord cu punctul 9. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar în anul școlar 2020-2021. Inițiator primarul comune. Proiect însoțit de raportul de specialitate a viceprimarului și este transmis Comisiei de Asamblea de Comună. Aici, întotdeauna, cei de la inspectorat au modificat modificări. Și mă am râs. Deci, înainte, da, înainte, inspectoratul aviza, noi aprobam. Acum noi aprobăm, ei avizează. Deci ei aprobă, noi avizează. Rețeaua școlară, școala gimnazială numărul 1 Sandureni, școala gimnazială Coma, grădința cu program normal numărul 1 Sandureni, școala gimnazială numărul 1 Berșești. La școala gimnazială numărul 1 Sandureni avem învățământul primar, la școala gimnazială numărul 1 Berșești avem 1-4 plus grădiniță, și grădința cu program normal. Sunt 4 unități de învățământ, dintre care una cu personal, carte juridică, respectiv școala gimnazială numărul 1 Sandureni. Celelalte unități sunt structuri alocate unități cu personalitate juridică. Avem o adresă de cărți de la inspectorat, nu la aviziu conform. Văd că e, i-ați convins să facă lume, foarte frumos, domnul secretar. Domnul secretar, ei a fost domnul secretar i-a convins conform legislației în vigoare. Inspectoratul întotdeauna e modifică și domnul secretar i-a demonstrat, nu, domnule, tu trebuie să dai avizul și eu să vin să aprob. Ei voiau eu să dau avizul și tu nu să aprob. Și domnul secretar a luat legătura cu doamna cu cine, cu doamna a luat să bălat și i-a început, nu știu, nu știu, cu doamna cu și a încercat să-i explic. Domnul nu aveți de fel. Eu nu am avut răbdare necesară să vorbesc. Domnul secretar, bravo, domnul secretar. Dacă vă de acord cu domnul Dumnezeu. Rețeaua școlară din stății de învățământ. Da, era cu directoarea și trăjut, era cu recunos. De parte lui și de franciu și eu. Vacanță. Dacă sunteți de acord cu domnul 10, cine este? Punctul 11. Un punct. Alocarea a 800 de lei la Biserica Berșești către Biserica Bărzulești. Am alocat pentru Biserica de la Bărzulești 5.000 de lei pentru calorifere, pentru instalații termice. Au fost cumpărate, s-a întocmit factură pe 4.990 și am observat că nu sunt 800 de lei. Am rămas acolo pe o factură la Gedeman în momentul când cumpărase izolația termică. Și mai trebuie 800 de lei. Banii sunt de la Biserica de la Greșești și ducem la Biserica Greșești, că Biserica are în cadrul același capitol. Adică eu aș fi putut să plătesc, dar nu a fost coerent din partea mea să duc, pentru că sunt bani în cadrul același capitol, pe le-am dispozit și luam banii aia și duceam partea aia, dar nu ar fi fost coerent, pentru că este vorba de biserici. Vin. Am venit să vă prezint 800 de lei, 8 milioane. Dar la primul moment... Acești n-ai reușit să-i plătesc? Aici sunt foarte supărate la Vasile de Bucești. Sunt foarte supărate de Bucești pentru că m-ați blocat. Și m-a tăiat și în Consiliul Parohial și nu m-a apucat să-l plătesc. Și nu vreau să mă mai blocați. Dar nu am fost eu niciodată. Deci, noi am cumpărat acele pavere. Daniel, nu mă rog, dar alea cum să le pună? În luna octombrie. Că s-a mușcat tot ce a depus, nu avea cum să fie bună voie. Dacă ai pus de nou până în loc, acolo trebuie un butul, trebuie asta, trebuie ceantul, trebuie... N-ai cum să fie bună acolo, ce-a fost ca la Coma sau ca la Sânduieni. Ai văzut că are un metru la drum în jos. Cum să faci cu bordura aia, să pui bordurile cu fundații de un metru pe să ca să se împărmă. Să pui borduri și pe un pavel. N-are cum, trebuie să faci un butul. Da, e de dată și mai
Eu făceam... Nu a fost, eu spun ce știu. Deci, vreau să se înțeleagă eu. Într-o zi de miercuri, pe uliță unde am stat eu, s-a băgat conducta și a venit ploile. Și erau niște... foarte greu de intrat. Și cetățenii de acolo, ea nu știe, se duce în balast. În acea zi de miercuri, părintele a solicitat balastul. Eu nu puteam să las cetățeanul. Și a ieșit o supărare că de ce nu ne-a dus la greșești. Mai mult de atât. Dacă cumpărați materiale, puneți-le în opere. Eu am pus să punem noi în opera acele pavere, plăteam 10.000 de lei sau cât erau de plătit unei societăți, cui o fi fost și le puneam în manopă. Acum stau cu acele pavere și borduri pe marginea drumului, pentru că Biserica Ortodoxă Berșești nu și-a dus în alte bine întrecați. Păi nu ne se le ia, acum pe timp de ea, ați avut 3 luni de zile, 2 luni de zile de când se luați acele pavere. Dar nu este corect. Eu, ca și cetățean, trec de lângă acele pavere și o să vină o zăpadă de 2 metri și eu unde duc zăpada aia. Adică dacă vă asumați că remontați, mai mult de atât. Îmi pare rău să vă spun. O să vă spun la sfârșit, nu o să spun în fața camerei de filmat, dar cred că ar trebui totuși să vă revizuiți puțin comportamentul acolo la parohie, pentru că primarul este în slujba cetățeană, nu este în slujba niciunui preot. Trebuie să se înțeleagă nici cepitru, nici consilier, nici eu am fost la muncă. Deci atât, 800 de lei de la Biserica Bășești cât se gata. Dar montatul nu era... Dar s-au aprobat așa târziu pentru... sau de ce s-au luat în praf de iarnă? De ce nu s-au luat din noi? Pentru că părintele a spus că remontează și are timp să remonteze. Avea timp. Nu, dar dacă e aprobat și ce bun, nu mai când s-a dat bugetul. Nu mai când e bun. Nu trebuie să stai, spate, 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 ce n-are cum să nu fie. Acum, că timpul a permis că a fost cald toată luna de decembrie, e o chestie, dar nu se putea lua în calcul căldură în decembrie. Să cadă din noi. Aici ai dreptate. Dar când au fost cumpărate, era un octombrie. Adică, pavierul ăla a trebuit să întâmplă de impus. S-a făcut mai ales dacă era depus un beton. Betonul nu se maturează. Maturează. Dar știi că pui groava acolo, are un metru jumătate de la drum. Nu se pune un portor așa, ce la urmă să faci un lucru să nu este. Faci un lucru ceva, faci oameni buni. S-a cumpărat în octombrie, v-ați asumat să le cumpărați în octombrie. Dar nu s-a cumpărat în octombrie. Nu-i face ședința la sfârșit. Te rog frumos să te ia bine ședința la sfârșit. Exact, da. Te rog frumos să te ia. Exact, da. Dacă v-ați asumat să remontați... Dar nu mi-am asumat răspunderea asta. Eu nu știu să fac să pun pavere. Eu știu să bat ciocam, dau o bată, scală, roabă. Dacă vi l-ați asumat, pe exemplu, părintele Cusiu tot... Mi-a spus așa, domnul primar, dar cu ce să le pun? Puneți-le. Adică ce vreau să ne trebuie teren drept, așa numai când le-ai montat și ai pus niște borduri? Cum o plătate din portul sau altceva? Nu le-am zis, nu le-am zis. Nu mă zic, ce vorbești la ta? Am zis dacă vorbești de avioane supersonice. Dar nu are cum la Berșești să le pună. De acolo o plătate în portul pe drum. Păi de ce nu poți? Și drumul ăla e un metru jumătate mai jos. Păi sunt 10 mașini de bagaj în bagaj și la aia. Dar nu trebuie să bagi balans acolo, trebuie să iei ceva frumos. Opăște puțin. Păi nu trebuie să bagi. Opăște puțin. Compactez și pot tot pe urmă 30 de centimetri în pământ, cum am făcut acum. Ce vă mergi? Și nu se duce în partea rău. Păi nu se duce. Nu se duce, că bag din în spate. Poți să trebuie așa ca la noi. E mai înaltă ca masa. Nu e neapărat să fac gândi în spate, e la fiecare. Acum lasă-mă să faci, că chiar nu vine și de la aceea. Mai nu știu asta, nu știu. Nu știu, că se pune cu ei în spate. Nu știu. Asta este care trebuie să făcut de acolo, la fața lui. Dar nu pot să spui de 3 luni de zile, că nu puteau să fac. Aia este și-o primă de acolo. Nu știu, nu știu. Dacă sunteți de acord cu punctul 10. Nu știu, nu știu. Punctul 4 la 11, da. Punctul 12. Alocarea a 3.000 de lei. Sumă care va fi plătită în anul 2020 pentru înmormântarea lui Constantin Cercu. Cercu, cum este că aici, după de mine de pe noastră, am primit o adresă de la, adică poliția, de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei, prin care ne solicită la moda spitalului, se află cadavrul lui Cercu Constantin, puncte puncte, avea o grumită de ajutare în identificare eventuală la aparținătoria de fundul Gergo Constantin și de a ne trimite un act oficial de viință de care se rezultă că cedatul decedat nu are aparținători sau acestea se află în imposibilitatea financiară de a cum o organizată. Menționăm faptul că avem nevoie de această reuniune, poate fi în mod dat de către biserică. Eu am sus cu doamna Lidia, dar
am gata să o sune, să-l sune pe părinte, părintele lui a fost de acord, domnule, este om al comunei, nu este voie să fie monumentar acum, că e mult puțin, 3.000 de lei, nu știu cât ne ia un costum, ce rămân, rămân, adică. Dar de ce pe 2020? Nu mai avem timp. Am înțeles, trebuia și procedură, că știam că parcă aveam niște bani alocați la situații de urgență. Da, dar nu avem anumit 3.000, avem 500 de lei pentru astfel de situații. Acum e o situație mai specială, adică nu mă montez un om. Da, poate de la urmă zi. De la urmă zi. Așa. Cred că sunteți de acord. Cum putem aproba ceva în avansă? Anticipat. Da. Pentru că avem excedent bugetar. Noi avem bani, dar nu mai putem să mai facem rectificare de buget. Deci noi avem bani. Deci, de exemplu, am putea să plătim... Deci vorbim de bugetul pe anul ăsta. Asta n-am înțeles. Avem bani de bugetul ăsta, dar nu mai avem când să mai facem rectificare de buget. Și factura asta o plătesc anul viitor. Că nu mai am când să mai fac. Că mâine 31, ultima zi. Deci ar trebui să facem o rectificare de buget, să ducem banii aia 3.000. Nu mai este timp. Dragă mea. Da, categoric, anumit. Dacă sunteți de acord, eu... Dacă sunteți de acord cu această sumă. Da. Să știți că și neasele astea de vorbă, până la omul un om al pomului, e greu să știți. Să mori. Dispăru ca și mai departe. Viața asta e diferent. Cum încerci tu, domnule, eu sunt așa și încerc să-mi fac viața? Nu se poate, nu se poate. Tu ai terminat un anumit destin, în cartea destinului se precizează anumite lucruri, nu poți să le schimbi. Indiferent. Acest băiat, indiferent cum a fost el, a crescut 5 copii a unui persoane, a fost căsătorit o vreodată cu 5 copii. I-a crescut acei 5 copii și uitați-vă cum este viața asta. Crești 5 copii care nu se întâlnește și acum nici măcar niciunul nu te mormântează. E dură viața asta. Da. E foarte dureros, să știți. Foarte dureros și e dureros ce? Că nici măcar familia ta, sora ta, frații tăi, nu fac nimic. Și nici măcar nu vin, nici măcar nu vin la primul să zică, tot, primar, ajută-ne să... Nu, dar e probabil să arătăți din cauza banilor, că nu avem, probabil dacă nu avem bani, nu vă complica. Nu, mă gândesc la varianta. Uite, orice preot, trebuie să spun, nu știu, la băla catolici, dar vreau să sunt preoți autoroși, chiar bărat, părintele bărat, părintele pui. Nu cred că a dat înapoi să mă mântez un cetățean care are bani. Nu, pentru că eu m-am referit la rudele. Dar trebuia să vină să spună. Cum există asta cu preoții și făgături multe? Se duce o campanie mare împotriva puternice și tot. Nu i-a rămas că a fost un caz la Bogdănești și era preotul, nu știu, plecat în concert, că nu l-a îngropat fără bani. Minciun care pleacă pe Facebook și pe oameni așa. E lucrul ăsta strică tot. Să vă mai spun ceva. De natură. Noi, eu sunt angajat sistem bugetar. Dar dacă, acum nu vreau să spun nimic, dacă se duce cineva la Ilan de Păduș, care este societate privată, și eu bugetar, și îl solicită la Ioan Tecăduș, care e societate privată, o anumită sumă de bani, în... Vreau să spun așa, nu Iulian, societatea privată. Nu există societate privată să nu te ajute în astfel de situații. Pentru că eu, cu societate privată, cunoaște mult mai bine viața, modul de a câștiga bani, de a lupta, adică e o total diferență. Noi bugetarii așteptăm foarte mult să luăm banii, să dea învățați doar pe sistem bugetar, pentru că sistemul privat întotdeauna a respectat. Muncești foarte mult sistemul privat. Și cetățeanul ăsta lucrat în zona Galatului, s-a brăilui, s-a cum... La matca. La matca. La matca. Păi și la noi, Balta Brăile a dispărut un cetățean de vreo 20 de ani și se întâlnit nici în ziua de astăzi, măcar nici... Eu nu știu. Nu. Radu Pavele, spune. Radu Pavele? Păi era pe la Câș, parcă era. Nu, era o Pavele stată. Mai este... Soțul lui Bernadette. Soțul lui Bernadette. Alea 200 de milioane a mine, 300 de milioane a mine. Aaa, acea la Bihai, Radu. Propuneți-a de emisiunea de spărăți fără... 300 de milioane a mine, da. Domnul Radu Bihai. Da, cum ea, da. Că el așa doriți de spărăți. Da, eu câștigat. Are de ce să... La diverse. Punctul, ultimul punct. Da, fiecare. Da, da, diverse. Da, da. Deci, înainte de diverse, nu știu și câte filmează. Aș vrea să... Da, nu mi-a da, da. Da, da, da. Da, da,
pentru că este ultima ședință de anul acesta, eu vă mulțumesc pentru colaborare, pentru conduită, pentru aprobări, pentru toate. Chiar am avut o discuție cu domnul Fedoruș și a apreciat și dumneavoastră că noi ne-am mișcat foarte repede, nu numai eu, tot Consiliul Local, cu aceste proiecte de apă, canalizare, grădiniță, adică suntem cu un pas înainte. Poate ar fi trebuit să fim cu doi pași înainte, dar suntem mulțumiți și cu un pas. Asta este situația. Așa vă o minte. În viitor va fi un an greu de propagare electorală. Vă rog foarte frumos, nu aruncați cu mizerie. Veniți, vă rog, și verificați orice document. Veniți, vă rog, să verificați un document, pentru că vreau să vă spun, așa cum s-a întâmplat în Camera în 2016, când cineva a lucrat cu documente false și a demonstrat cu documente adevărate că nu este adevărat, așa și aici. Vedeți, veniți, vă rog, citiți registrația, citiți articolul de lege, iar dacă am greșit pe un articol de lege, veniți și îmi spuneți. Dacă dumneavoastră constatați că anumite lucrări nu sunt executate sau fost plătite, vă rog să vă adresați parchetului, curții de conturi, oricărei instituții. Dar nu este frumos, la o anumită vârstă, să ne întâlnim cu niște cuvinte care nu și-au sens. Eu nu am să răspund până la un moment. Eu în fiecare campanie am tăcut, nu o să tac, dar o să răspund la momentul potrivit. Adică, tot ce s-a făcut aici, da? S-a făcut cu aprobarea Consiliului Local, cu documentele pe față. Mai mult de atât. Domnul secretar al Comunei Sandure, nu cunosc alt secretar, eu cunosc doar pe secretarul meu și sunt mândru de secretarul meu, chiar dacă la început am avut noi discuții multe, sunt mândru de secretarul meu că nu trece nimic fără să aibă un articol de lege. Sunt mândru de secretarul meu pentru că nu i-am tors nimic de la Bacău, nimic, nu i-am tors o dispoziție, nu i-am tors o hotărâre de Consiliul Local, adică tot ce s-a făcut, s-a făcut conform legislației. Adică, nu puneți în prim plan politica, pentru că rămânem oameni. Și vreau să mai spun încă ceva, să nu credeți, pentru că funcția mea, suntem în 2019, mă interesează atât de mult funcția de primar. Nu mă interesează că eu sunt profesor de matematică, mă duc la școală oricând și aș vrea să rețineți un lucru. Directorul școlii are cu 10-12 milioane mai mulți decât mine și pentru mine această funcție de primar nu este așa cum cred majoritatea, că este atât de benefică și bănoasă și nu știu ce. Vă rog foarte frumos, vă doresc sănătate, un an frumos și vă rog să o terminați cu amenințările, pentru că nu este ok să ajungem la anumită vârstă și să ne amenințăm unul pe altul. Faceți ceea ce credeți de cuvință, dar nu vreau să se întâmple exact cum s-a întâmplat într-o comună apropiată, ca cel care tot făcea de voturi și comuna Scorțeni, cel care tot comenta, chiar el acum are dosar penal pentru ceea ce a făcut. Dar vă mulțumesc, vă doresc un an frumos și numai bine. Exprim că nimeni este înțeles. Ați înțeles tot. Cine a avut de înțeles, înțeles. Deja...